are de umplut câteva lipsuri importante. Nemeț deschide jocul în partea dreaptă. Încercare de șut, Berlai, gol! Al treilea gol al său în a doua etapă. Merlo este golghetelor Super Ligii. Doamne, dar ce explozie! Excelent! Calități știam care, de când era jucătorul FCSB-ului, a plecat în Franța la Rennes. A dat un hat-trick, vremea când juca sub conducerea lui Poenaru, la Clinceni. Aici însă are o acțiune devastatoare pentru Viana. Fabio Viana, portughezul adus de la FC Argeș, nu ocupă poziția care trebuie, se lasă păcălit, îi lasă interiorul lui Merloi. Sigur că e ușor de spus la televizor, dar se vede că Merloi conduce în permanență mingea cu stângul. Evident. Trebuie să încerci să-l scoți undeva în dreapta, nu să-i lași zona centrală. Fabio Viana face această greșeală, este păcălit acolo și Diego Queiroz și este 1-0 pentru voluntari. Încă o dată, n-aș spune că este o surpriză. Este o surpriză după cum a arătat începutul de meci. Dar în rest, unii joacă având cea mai bună